În 1 Petru, la capitolul 3, cu versetul 8, stă scris: Încolo, toți să fiți cu aceleași gânduri, simțind unii cu alții, iubind ca frații, miloși, smeriți. Eram în plină pandemie de COVID-19, spune autoarea, în primele zile de ianuarie 2021. Molima care a speriat și a făcut să stea pe loc întreaga planetă se cera vieți, strângând cercul, venind tot mai aproape de colegi, prieteni, de familie și de oameni dragi. O colegă și prietenă din facultatea în care lucrez m-a anunțat că nu se simte bine, că parcă a răcit, că o cuprind niște frisoane. O tuse persistentă, ne întrebam oare ce-o fi? Refuzam oarecum să credem că s-ar putea întâmpla să fie infectată cu temutul virus. Și totuși, s-a întâmplat. Deoarece simptomele persistau și se agravau, i-am alertat pe toți cunoscuții care puteau da o mână de ajutor. Ea locuind singură într-un apartament. Îmi venea să strig în gura mare, prin telefoane, pe grupuri de socializare. L-am rugat pe Dumnezeu să găsească o soluție. La internare s-a constatat că șansele ei de supraviețuire erau de 50%. Au urmat zile întregi și luni de rugăciuni de încurajare trimise colegei prin toate mijloacele de comunicare la care aveam acces grupuri de socializare, comunicare prin intermediul aplicației WhatsApp și altele. Când a ieșit din spital, mi-a mărturisit prin ce coșmar trecuse și cu toate acestea a simțit pentru întâiași dată ce înseamnă puterea credinței și a împreunei simțiri. A rămas uimită și a experimentat ce înseamnă să știi că atâția oameni se roagă pentru viața ta, și simt împreună cu tine. Și asta i-a dat curaj să lupte cu virusul nemilos, să treacă peste orice temeri și să se încreadă în puterea vindecătoare a Marelui Medic. Dumnezeu a mai făcut o minune, ca atâtea altele. Iar eu, împreună cu toți cei implicați, ne-am simțit atât de binecuvântați că n-am tăcut. Când a trebuit să vorbim pentru a salva viața colegei și prietenei mele? Tu când te-ai pus ultima dată la dispoziția lui Dumnezeu și ai luat o atitudine fermă pentru salvarea vieții cuiva?